Altfel, parcă joci cu buzunarele pline. Handbal și Energie au primit o parte din salariile restante în ziua meciului de la Călăraș și asta s-a văzut imediat. Elevii lui Andrei și-au câștigat duelul cu Dinamo la 6 goluri diferență, scor 35-29. Nu e plăcut să joci două luni fără să primești salariile. Nu e plăcut pentru nimeni să lucreze fără să primească banii. A fost foarte important. Meciul a fost unul mult mai echilibrat decât o arată scorul. Energia avea un singur gol avans la pauză și s-a desprins doar pe final. Șandru cu 8 reușite și Asoltanei cu 7 au contribuit din plin la primul succes al Energiei din noul an. Băieții și-au făcut treaba, au câștigat și în condiții destul de dificile, având în vedere faptul că am avut păiuși accidentat. Și nu numai. Au fost o situație destul de delicată săptămâna trecută, când aveam la un moment dat 3-4 accidentați și bolnavi. Foarte important și pentru băieți și pentru echipa în general și pentru noi. Gorjenii rămân pe locul 4 în Liga Națională la egalitate cu ultima echipă de pe podium, Odorhei.